Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național, fiind înregistrate până acum peste 2000 de cazuri în 29 de județe ale țării. În județul Hunedoara, de la începutul lunii noiembrie, au fost confirmate 53 de cazuri de rujeolă la persoane cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 40 de ani, din peste 100 de cazuri suspecte. Medicii recomandă vaccinarea reore împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. La nivelul județului, cazurile de rujeolă au apărut la începutul lunii noiembrie. Până la această oră avem declarate 105 cazuri suspecte de rujeolă, din care avem confirmate cu laboratorul, conform metodologiei de supraveghere a rujeolei, 53 de cazuri. Persoanele care au făcut, deci confirmate pe teritoriul județului Hunedoara, au avut vârste între 3 luni, deci copilași care nu intra în grupa de vaccinare, și 40 de ani. Din nou, persoane adulte care nu au fost vaccinate. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, singura metodă de prevenire a rujeolei este vaccinarea reore. Cu atât mai mult în această perioadă în care la nivel național a fost declarată epidemie de pojar. Vaccinarea se face cu vaccin reore, care înseamnă vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Da, Ministerul Sănătății a declarat epidemia de rujeolă, deoarece de la începutul anului au fost cazuri la nivelul țării și având în vedere faptul că acoperirea vaccinală la nivel global pentru vaccinul reore este de 75%, au apărut cazurile de rujeolă și în România. Conform datelor statistice, una din patru persoane care face rujeolă are nevoie de internare în spital, iar fără vaccinare, în medie, unul din 1000 de bolnavi de pojar moare.